Situația semnalată de jurnaliști se referă la două paciente, SS, în vârstă de 75 de ani, internată în stare foarte gravă din data de 14/4/2014, caz în care aparținătorii și-au exprimat nemulțumirea că nu a fost transferată la o clinică din București, și BA, în vârstă de 86 de ani, internată în data de 16 mai, care a fost supusă în data de 17 procedurii de contenție. Concluziile Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița sunt următoarele. În legătură cu pacienta SS, în zilele de 14 și 15 mai, medicul curant a făcut numeroase demersuri pentru transferul acesteia la o clinică din București, luând legătura telefonic cu mai multe spitale. Din diverse motive, cum ar fi lipsa locurilor, apartenența teritorială și altele, transferul nu s-a putut finaliza, neexistând accept în acest sens. În data de 20 mai, pacienta a fost acceptată și transferată la Spitalul Sfântul Ioan din București, unitate spitalicească agreată de aparținători și cu care Spitalul Județean de Urgență are încheiat protocol de transfer. Referitor la cazul pacientei BA, având în vedere anemia severă, în data de 17 mai s-a decis transfuzarea de masă eritrocitară. Pentru că pacienta era agitată, păstrarea liniei venoase pentru transfuzie nu ar fi fost posibilă fără aplicarea contenționării prin imobilizarea doar a membrului superior drept pe durata transfuziei, care a fost de aproximativ o oră, conform notei explicative a medicului șef de secție. Manevra contenționării a fost necesară atât pentru prinderea liniei venoase în vederea administrării tratamentului, cât și pentru a evita rănirea pe care pacienta și-ar fi putut-o provoca prin smulgerea cateterului de transfuzie. De altfel, prezența mișcărilor dezordonate a fost constatată și în data de 18 mai la orele 19, cu ocazia controlului efectuat de reprezentanții DSP Dâmbovița în această secție. Analizând documentele puse la dispoziție de unitatea sanitară, la care se adaugă și constatările echipei de control, se consideră că în cazul de față nu au fost încălcate drepturile pacientei, dimpotrivă, neinstituirea contenției ar fi pus în pericol viața acesteia prin imposibilitatea administrării tratamentului medical. Aceste informații sunt prezentate în comunicatul de presă transmis de Spitalul Județean de Urgență și semnat de directorul executiv, dr. Sorin Stoica.